Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a EVZ TV. Invitatul nostru de astăzi, al lui Dan Andronic și al meu, este un erudit personaj, poate unul dintre cele mai potrivite părinteți, pentru a înțelege și explica cauzele nenorocirii, tragedii, mizeriei care se întâmplă la nordul nostru, în vecinătatea noastră, în Ucraina. În calitate de fost ministru de externe și erudit în materie de teologie, domnul Teodor Baconschi va încerca să lămurească ceva din ecuația asta cu foarte multe variabile și cu niște elevi prea puțin dispuși să o rezolve. Vă mulțumesc, chiar mulțumesc, ne mândrim că ați venit. Invitație. E o ciocnire a civilizațiilor în Ucraina? Se întoarce cumva Rusia la... Noi am spus la... I-am spus Putin cel groaznic. Ne încercam să ne aducem aminte de începuturile statului. Marea Rusia a oscilat mereu între identitatea ei asiatică, moștenirea secolelor de dominație mongolă și fascinația pentru Europa de Vest, cu care a polemizat și în perioada narodnicismului, inspirat de Schelling, de romantismul german. Deci se are acest suflet dublu, această identitate dictată și de geografia ei, care vă e euroasiatică. Te-a spune chiar o dominantă la ei. Da, și o luăm istoric. Putea fără îndoială să facă o opțiune mai stabilă, adică să spună, mai ales după ce a încetat războiul rece, putea foarte bine să aleagă calea pe Occidentul, i-au deschis-o cu foarte multă prietenie și anume să devină un partener esențial al Uniunii Europene și a NATO, cu care a avut până mai ieri... A avut formate de cooperare instituționalizată, bazată pe inclusiv actul fondator la Rusia. Deci Occidentul a venit cu un întreg arsenal de instrumente juridice, de dialog politic la nivel înalt, a introdus Rusia în G7, deși poate că parametrii economiei ei nu recomandau astfel de cooptare. Pe scurt, Rusia în mod orgolios, vanitos de fapt, și nedigerând implozia URSS, care vorba aia, n-a fost dictată armate invadatoare de pierderea vreunui război, ci de faptul că modelul sovietic s-a dovedit după multe decenii în care s-a menținut prin teroare, s-a dovedit neviabil și, bun, n-a mai putut rezista. Și până la urmă ei au bătut cu palma în podea. Deci ei au fost, URSS-ul este cel care... Societatea asta rusă, care a, statul rus, Federația Rusă, bun, a moștenit URSS-ul ca succesor juridic, dar nu a avut curajul să facă un bilanț al comunismului cu suta lui de milioane de victime pe tot globul. Comunismul care a avut la Moscova citadela lui mondială, nu? Și care trebuia cumva decontat. Adică puteau să spună și ei într-o formă mai convingătoare: trebuie să avem acces la adevărul istoric, deschidem toate arhivele, cum a făcut Germania RDG, nu? După reunificarea Germaniei. N-a mai existat tabu secret, nu știu, legat de crimele Stasi, de rețelele de spioni, deci totul a fost demontat, scos la lumină și societatea s-a putut cât de cât democratiza. E, bine, în Rusia, după cum ne aducem aminte, a existat un prim președinte, Boris Yeltsin, care, într-adevăr, a căutat să meargă mai departe decât Gorbaciov, adică cu adevărat să demanteleze sistemul comunist, care n-a reușit acest lucru și care, în plus, i-a lăsat pe oligarhii din îmbogățiți între timp, oligarhii tranziției, nu? I-a lăsat să le spună rușilor: dom'le, ați văzut ce s-a întâmplat sub Yeltsin? Liberalismul și democrația înseamnă haos, crimă organizată, nesiguranță, inflație, șomaj. Prin urmare, vă trebuie altceva. Ce ne trebuie? Păi ce ați mai avut și în trecut? Și anume un regim de mână forte, încarnat într-un autocrator, care apără imensa Rusie
de la Sankt Petersburg la Marea Baltică până la Vladivostok. Rușii au acceptat acest nou contract social, care a și funcționat în prima decadă de putere a lui Putin. Ne restrângem libertățile, dar trăim mai bine. Și la un moment dat, lipsa de reforme, lipsa de diversificare a economiei, lipsa de competitivitate tehnologică. Nu credeți că e și lipsa de alternativă politică? Pentru că ascultându-mă, mă gândeam dacă ceea ce se întâmplă în Ucraina acum nu este cumva și rezultatul faptului că urmează un final pentru regimul Putin și atunci au creat un eveniment major care de fapt a îngropat orice formă de opoziție, orice formă de politică alternativă, orice altceva decât da, război. Dar Putin strânsese... Putin, pentru că trebuie să aibă și el un final undeva, nu? A făcut rocada aceea cu Medvedev. Când a revenit... Formală. Da. Când a revenit, a început să strângă toate șuruburile, să transforme opoziția parlamentară într-o glumă și să închidă rând pe rând ONG-urile care, chipurile, erau finanțate de puteri străine. Astfel încât, mult înainte de agresiunea rusă în Ucraina, societatea rusă nu mai avea libertăți elementare. Și foarte mulți au fugit din țară, au plecat. Nu doar oligarhii trăitori pe coasta de Azur și cu investiții în sitiul londonez. Rusia însă se sufoca, nu mai avea niciun fel de libertate, dar încă o duceau bine. Însă, repet, politicile lor publice, economice, faptul că s-au bazat numai pe exportul de hidrocarburi, a pus Rusia într-o poziție de falsă mare putere, care nu ține pasul cu competitorii ei geopolitici, cu China în primul rând. Păi China a făcut un salt imens în raport cu Rusia, inversând rolurile, nu? China lui Mao era, sigur, naționalistă și spunea, dom'le, noi facem comunismul într-o manieră strict chinezească, dar ce se compara cu vârful URSS atins prin anii 70, când, de bine de rău, mai prin spionaj industrial, mai prin închiderea în țarcuri a fizicienilor atomiști ruși în Siberia, cum reușiseră să se profileze ca o putere modernizatoare care e capabilă să răspundă tehnologic Occidentului. Bun, nu mai e cazul. După 91, când a implodat URSS și până astăzi, Rusia, sigur, a preluat această poșghiță de occidentalism în Sankt Petersburg, la Moscova, dar are PIB-ul Spaniei, o armată coruptă și faz modernizată tehnologic, tocmai pentru că corupția n-a permis, tolerarea corupției n-a permis atingerea obiectivelor de modernizare armate anunțate foarte pompos de Putin. Dar se pare că însuși Putin a fost înșelat. Sigur, el nu s-a întrebat totuși de unde vin banii aia, sumele imense către ei. Pentru că a cerut niște anchete acum și cu privire la faptul că pe front au fost trimiși recluși de 18-19 ani, ceea ce legea rusească interzice. Mă, că se desfășoară o anchetă acolo. Ce anchete vor fi? Ca la ei, mă, în fine. Că banii, fondurile uriașe alocate modernizării armate au fost deturnate. Că el știa că ar avea. Da, păi acum armata ar fi pusă la punct. Da. Putin ca dictator e înghesuit. E. Da. Sistemul ar vrea să-l facă pe el țapi spășitor, da, caută vinovați. El caută vinovați. Sistem. Deci este o tensiune. Domnule Baconschi, observăm, sau eu am observat așa un pic stupefiat, componenta asta religioasă, dusă de preoți, către intern, bineînțeles. Ce se întâmplă cu Biserica Rusă? V-am auzit, dar din păcate v-am auzit foarte trunchiat, oferind o explicație la un post TV, numai și la care, cu privire la faptul că Biserica este a statului și statul este... Și spunea ceva de decizia lui Stalin de a
de a scoate biserica din ruina în care fusese adusă de bolșevici, fusese terminată. Ce se întâmplă cu ei? Adică nu mai voi preoți care sfințesc rachete? În primul rând, preoții, clerul ortodox rus este format din funcționarea statului. Statul îi plătește, statul le instalează și softul pe care trebuie să funcționeze această parte a... Și deși Rusia după comunism este obiectiv secularizată, practica religioasă cea mai masivă e în Ucraina, nu în Rusia. Nici în Rusia îndepărtată, siberiană, nici în Rusia marilor centre industriale comuniste care au decăzut după 1991. Dar totuși e folosită pentru că ortodoxismul acesta, deci până la urmă instrumentalizarea politică a tradiției răsăritene bizantine, a înlocuit marxism-leninismul ca liant al statului. Adică dacă nu s-a mai putut defila cu Lenin și Stalin și urmașii lor, s-a revenit și la ideea asta țaristă, nu? În care biserica era, bineînțeles, la fel de supusă statului, imperiului, dar cel puțin imperiul acela nu era împotriva religiei, cum fusese comunist. Dar atunci se spunea măcar că e unsul lui Dumnezeu țarul, era unsul lui Dumnezeu pământ. Era, bineînțeles, adică moșteneau teologia politică bizantină, țarul era un mijlocitor al lui Dumnezeu pe pământ, deci un fel de așa cum, asta e tradiția bisericii răsăritene de la Constantin cel Mare încoace, nu? Constantin cel Mare a avut urma lăudători extraordinar de fervenți ca Eusebiu de Cezarea, dar în același timp l-au numit al 13-lea egal cu apostolii, nu? Deci Isapostolos, deci era practic divinizat antum în tradiția cezarică, imperială, dar de data asta sub semnul crucii. Însă revenind la Rusia, cred că Patriarhul Kiril și înalții erari plus clerul obișnuit, care probabil că e mai puțin entuziast, dar nu-l auzim, n-auzim decât vocile oficiale din Patriarhia Rusă. Probabil că ei sunt până la un punct îmbătați cu această propagandă, nu? Adică în creștinism singurul război just este cel de apărare. Ori propaganda lui Putin asta susține. Nu e un război de agresiune. E un război preventiv, pentru că NATO urma să invadeze Rusia. Asta e teza oficială. Și e un război de recuperare a unui teritoriu văzut ca parte a Imperiului Rus și ca matrice istorică a civilizației ruse. Prin urmare, atunci când sfințesc arme sau le dau tanchiștilor iconițe binecuvântate, preoții aceștia sunt convinși sau au o scuză morală. Cel puțin au scuză, da. Că e un război, un alt război pentru apărarea patriei. Nu? Atunci, exact perversiunea de a urmări minciuna propagandei oficiale le oferă și alibiu moral pentru conduita lor, care Ați beneficiat de, nu știu, în calitate de, și în calitate de ministru de externe, dar mă gândesc că mai ales în calitate de ambasador la Vatican, de niște informații, să nu le zic confidențiale, să le zic de circulație mai restrânsă. Ce ne puteți spune despre influența pe care Biserica Rusă o are în spațiul este european? Să fiu și mai clar, în rândurile preoțimii de la noi din România. Pentru că văd atitudini bizare, să le zic așa. Acum, să privim la geografia și istoria Bisericii Ortodoxe după căderea Bizanțului la 1453. Sigur că Balcanii cu Grecia cu tot au căzut sub semilună, alte populații ortodoxe au intrat sub stăpânire habsburgică, Rusia s-a erijat în singurul stat ortodox, pe picioare, liber, care are misiunea de a-i apăra pe creștinii drept credincioși, oriunde sunt persecutați. Și atunci,
încă din secolul XIX, Rusia a avut această atitudine paternalistă și totodată colonialistă, apropo de un Commonwealth ortodox pe care să-l conducă ea. Și atâta vreme cât nu ne-am obținut independența, să spunem, sau unitatea națională, firește că Biserica Ortodoxă din Transilvania, din țările române, privea spre Moscova cu încredere, nu? Cantemir se refugiază acolo. Antioh Cantemir e mare poet. Până la Revoluția, Revoluția Bolșevică poți înțelege. La noi, iarăși, renașterea isihastă. Păi e făcută, sigur, Paisie Velișcovski era ucrainean. Dar Petru Movilă, mitropolitul Moldovei, ajunge să conducă Academia Duhovnicească de la Kiev, ca rector. Da. Deci au existat aceste influențe reciproce și forme de comuniune chiar, pentru că erau aceleași biserici într-o familie, nu? Și Rusia era, până azi, este cea mai mare, are cea mai mare biserică ortodoxă, dar e și ultimul imperiu din Europa care stă să cadă. Asta se întâmplă. Celelalte au căzut în primul și al doilea război mondial. Acum vedem că nu doar ciocnirea naționalismelor duce la război, cum spunea socialistul François Mitterrand, ci și renașterea imperialismului duce la război, și asta trebuie să aibă o concluzie istorică de etapă, și anume, într-o formă sau alta, Rusia să redevină civilizată renunțând la imperialism. Mai poate Rusia să redevină civilizată? Adică nu s-a îndepărtat foarte mult de opțiunea occidentală? Acum se poziționează ca adversar principal al Occidentului și se victimizează totodată, adică ignorând faptele și evoluțiile post-sovietice, susține că n-avea de ales, că trebuia să lovească preventiv ca să nu fie ea invadată. Dar cum ne uităm în Europa de vest, nu găsim parcă nicio capitală ceva asemănător cu Napoleon Bonaparte sau Adolf Hitler. Deci nu cred că... Bine, a fost destul de căznită explicația cu denazificarea Ucrainei, cu batalioanele de naziști. Eu mai mă uit așa în urmă și văd că dau tot felul de, au tot felul de explicații, că ea poartă capul de mort pe chipiu, care, vezi, Doamne, te duce cu gândul la Gestapo. Pentru că în opinia publică... Dar e destul de căznită. Adică, normal, dar ei n-aveau alt e o explicație istor. Pe care o livrează la intern, probabil. Da, că la extern, bă, uite, vorbesc prostii. Nu, livrează convin... și la intern și la extern. Exact, conving și la extern. Și la intern și la extern. Mai subțirei la minte, da. Nu, dar asta spuneam că, apropo de influența Bisericii Ortodoxe Ruse în Biserica Ortodoxă Română. Păi, e și o chestiune de vecinătate geografică în Moldova, în zona bucovineană. Normal că au trecut ideile din Biserica Ortodoxă Rusă și la noi. Noi am avut slavonism liturgic sute de ani, nu? Am renunțat la alfabetul chirilic la mijlocul secolului XIX. Totuși, între greci și slavi, am fost mereu la mijloc, destul de înghesuiți așa, până când ne-am conturat propria identitate. Da, dar vă întrebam dacă nu care cumva opțiunea asta occidentală se îndepărtează foarte mult, pentru că, așa cum spuneam și la început, opțiunea care s-a creat la ora actuală prin această invazie a limitat foarte mult posibilitățile de expresie politică. Și uitându-ne la datele care vin dinspre Rusia, e ultimul sondaj de opinie care Levada parcă l-a făcut, care îl dă o popularitate foarte mare și pentru Putin, 80% și mai mare decât înainte de începerea invaziei rusești în Ucraina, o grad de acceptare al războiului iar peste 60%, ceea ce mă face să spun că toate sau la ceea ce am asistat săptămâna trecută și în ultimele 10 zile, de fapt, tendința asta de a spune că Putin e bolnav, că își trage piciorul, că are cancer, că e cade părul, că s-a umflat la față. Am mai spus asta, parcă ne uitam la Ceaușescu în 89, sperând că vine
cineva din de sus și rezolvă ceea ce oamenii nu pot să facă. Chiar o schimbare de putere la Kremlin ar trebui să aducă un om, că asta ar fi concluzia mea, un om care să semene cu Putin. Pentru că ca ofertă nici nu găsește altceva, iar ca grad de acceptare, având nevoie de sprijinul armatei și al FSB-ului ca să preie puterea în mod organizat în Rusia, trebuie să arăți ca el. Bun, deci opțiunea acum, asta nu care cumva devine irelevantă? Da, în primul rând nu m-aș încrede prea mult în sondajele când a început războiul și de când s-a introdus legea că dacă vorbești despre război faci 15 ani de pușcărie. Oamenii sunt vizibil timorați, deci nu vor spune ce gândesc în fața unui. Bun, haideți să presupunem că cifrele ar fi adevărate. Da, nu, probabil că propaganda a prins la o bună parte, mai puțin educată, mai, știu eu, orașe mici, mijlocii, poate în zona rurală, dar în același timp, cât ar fi ei de izolați și de cenzurați, au acces la informații. Tot mai mulți înțeleg că războiul ăsta e un război, nu e o operațiune militară specială. Constată că nu a fost un blitzkrieg, că durează de peste 80 de zile și cu... Bănuiesc că încep să simtă și numărul de morți? Bineînțeles, pentru că găsiți sau nu, repatriați sau nu, sunt dați dispăruți, familiile sunt direct afectate și vorbesc, așa cum au vorbit și asociațiile de văduve și mame soldaților morți în Afganistan în anii 80. Prin urmare, oricât ar machia propaganda adevărul, acolo încep să fiarbă lucrurile, au apărut chiar și pe televiziuni evident controlate voci care spun, dom'le, ne-am împotmolit în Ucraina, nu putem face față militar și tehnic unui război de succes pentru Rusia, pentru că, bun, Occidentul ajută Ucraina cu arme mult mai perfecționate din altă generație cu care nu le putem face față. Deci, e o chestiune de timp. Sigur că pe undeva ne-a tulburat viața atât de mult pentru că e un război la graniță. E inevitabil. Flacăra. Unii încep să își recucerească viața normală încercând să ignore războiul, alții trăiesc oarecum normal, dar totuși cu gândul mereu la ce se întâmplă, dacă există un risc de escaladare, dacă există riscuri pentru Republica Moldova. Sunt toate întrebări care îi frământă pe români și nu numai pe ei, pe toți vecinii Ucrainei și pe toți europeni. Și pe bună dreptate. Da. Pe bună dreptate. Deci, ne trebuie un pic de răbdare pentru că războiul va mai continua. E clar că probabil până la sfârșitul acestui an nu se vor putea tranșa lucrurile. Adică nici ucrainenii n-au încă forța de a-i evacua complet pe ruși din Ucraina, nici rușii n-au forța de a-i învinge pe ucraineni. E o situație de pat, ca în șah. De șah etern, da. Asta de pat, de obicei, suferă cei nevinovați. Da. Multe în orice război suferă... Rușii nu mai lovesc chirurgical, cum se lăudau până acum, ci după metoda stropitoare. Lovesc și clădiri civile, nu mai au niciun... Da, o nenorocire fără nicio logică, fără niciun temei real și care, în primul rând, distruge... Dar nu vă îngrijorează că totuși nimeni nu caută Ucrainei pacea? E foarte greu, pentru că la început exista mult defetism și complezență pentru Rusia în capitale occidentale, Berlin, Paris, Roma și așa mai departe. Business-ul cu Putin funcționa cât de cât. Asta însemna și energie pentru economia occidentală. Și mulți au, pe baza supraestimării vădite acum a puterii reale a Rusiei, au zis că totul va dura o săptămână,
Nu? Da, nu, și acum țin minte, Biden a ieșit și a spus la un moment dat în prima fază că e important să reziste 72 de ore. Da, deci asta era... Păi era important, a fost important. Da. Nu, dar cam asta era estimarea. Da. Nu, plus că, țineți minte, i-au propus președintelui Zelenski să le evacueze, să facă un guvern în exil și să se resemneze. Ori, iată, factorul uman, personalitatea care a ieșit la iveală dintr-o biografie de actor de comedie, s-a profilat un lider și un comunicator politic redutabil și asta a schimbat soarta războiului. Dacă Zelenski pleca cu tot cu ministrul totul se prăbușe, consilier lui, păi da, armata, evident că moralul... Era deja da. Război de partizan, nu mai sigur. Avea... Dar faptul că și-a asumat riscul pe viață și pe moarte, da, da. A spus eu de aici nu plec, da, da. A schimbat soarta războiului și a obligat după aceea toată mașinăria de solidarizare cu Ucraina să și Occidentul să acționeze, să-și aducă aminte mai limpede numele căror valori acționează, pentru că erau valori oarecum estompate sub gălăgia războiului cultural dintre progresiști și conservatori, pe teme minore, câte sexe există, câte... deci probleme da. Care astăzi, sub lupa tragică a războiului, ni se par derizorii. Iată că Occidentul acum vorbește despre o apărare a libertății. Da, de vorbește pildă. Despre dârzenie, despre bărbăție, despre familie, despre Dumnezeu. Da, despre apărarea libertății. Asta e partea, partea bună a nenorocirii. Bun, da. Din toate nenorocirile se poate învăța ceva. Vedeți, sigur, se vorbește și Dan a pomenit, v-a întrebat în sensul ăsta despre, bun domne, dar perspectivele încheierii unei păci. Lucrurile sunt destul de complicate, pentru că o parte cere, bă, da, închidem, dar condiția noastră e să ne dați o bucată de țară. Eu nu văd ce pace se poate încheia. Foarte interesantă și v-aș ruga să comentați un pic chestia asta, dom'le, poziția președintelui Macron, care a spus, dom'le, trebuie neapărat făcut ceva, deci trebuie să avem grijă de orgoliu lui Putin. Ce înțelege francezul prin satisfacerea orgoliului? Să-i dea ucrainii o bucată de țară? Păi, poate îi dă Macron Alsacea și Lorena, dacă tot e... că au experiență francezii pe aici. Acum, francezul generic e un tip isteț și cu gândire autonomă. Nu, da. Nu poate fi împachetat. Așa e, dar propunerea lui e serioasă sau e o propunere... Acum, eu m-am uitat, sigur că presa a reținut asta, domne, să nu... V-ați uitat la toată declarația, să nu umilim Rusia. Da, m-am uitat da. La toată declarația. Da. Bun, era o declarație a unui lider care a făcut și rolul polițistului bun. Da. Da, corect. Încercând să arate că polițistul rău e America. Da. Chestia asta, care e hardliner și așa, bun. Biden... Bine, din anii 60 fac francezii chestia asta. Bineînțeles, este o notă franceză. Nimic nou. Are un parfum francez. Da, 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 da. Bun. Dar nu era acolo decât o chestie banală. Adică să spui, da, dom'le, sigur, după război o să fie și Rusia la masa tratativelor. Nu a spus că Putin trebuie să fie la masa tratativelor. Totuși. Nu. Adică nu, pentru că asta intră în contradicție cu toate deciziile. Nu? Senatul american l-a declarat unanim criminal de război. Parlamentul european la fel. Parlamentele naționale în mare măsură au dat declarații asta, da. În aceeași direcție. Deci da. Din perspectivă politică și morală, da, e tot, tot Occidentul nu mai are cum să discute cu Putin, chiar dacă Putin supraviețuiește. Deci e foarte posibil să, cum rușii nu prea au o tradiție a loviturilor de stat, bun, în afară de cea bolșevică, dar care era stimulată de războiul mondial. Și finanțată de noi. Și da. Stipendiat, da. Da, până la un punct, da. Dar cert este că dacă Putin rezistă fizic și nu-l dă nimeni jos, asta pune Rusia în situația de a nu putea negocia nimic la nesfârșit și de a suporta consecințele sancțiunilor. Păi, fără să mai poată vedea luminița de la capătul tunelului. Cortina de fier s-a mutat. S-a mutat cu, nu știu, 150 de kilometri mai... Pe Nipru. Da. Nu, s-a dus undeva, la granițele României, da, dacă da, mă da, data da. Asta.
Da. Deci tot... Pe, da, da, asta... asta tot ce a reușit Putin a fost, până la urmă, să restrângă sigur, e clar. Sfera de influență și teritoriul în care Rusia se putea manifesta. Așa cum și... Și a reușit să bagi și două țări, bagă două țări în NATO. Asta e o mare realizare. Două țări tradiționale. Adică își dublează frontiera cu... Exact. Extraordinar. Da, e uluitor, da. Sigur, noi, ca să mai scăpăm de stres, facem și multe glume. E bine să ne păstrăm umorul, categoric, da, ca să nu o luăm razna. Da, da. Dar asta spuneam, toată agenda lui inițial s-a prăbușit. Deci, practic, mizele războiului sunt acum în obscuritate. Nu mai știm, nu mai putem presupune, decât că are și el nevoie să pună mâna pe un teritoriu în plus față de Crimea și să zică la Moscova, iată, ne-am atins obiectivul, acum discutăm. Dar nimeni nu mai discută cu el și asta rușii vor vedea. Și doi, Zelenski și națiunea ucraineană n-au de ce să mai cedeze. Adică își dau și ei seama că toate perspectivele lor pentru Uniunea Europeană, da, da, dezvoltare, prosperitate, libertate, etc., sunt compromise dacă au dita mai conflictul înghețat pe teritoriul lor. Și nu vor accepta atât pentru că pot să lupte și să reziste. A fost surprins, domnule ministru. Și pentru că Zelenski nu va mai primi de la Parlamentul lui și de la, de la națiunea ucraineană niciun fel de mandat în direcția asta. Adică nu cred că ar fi referendum sau orice altă formă de validare a unei decizii de amputare teritorială, nu va primi niciun fel de... Și atunci... Mai mult decât atâta, nici nu-l văd punându-și semnătura pe un asemenea document. Nu, și a și spus, domnul Zelenski, am fost ales președintele, n-am fost ales președintele unei mini-Ucraina. Da, sigur că da. Da. V-a surprins dârzenia? Vă mărturisesc că pe mine m-am uitat cu invidie. M-a surprins și de ce? Pentru că când nu cunoști o persoană în viața reală și persoana aia devine, nu știu, șef de stat sau... Ești la mâna unor clișee fabricate în mass media. Cinstit vorbim, ne plângeam unii de idiocrație, de vremea în care contraselecția la noi și în alte părți a atins niște culmi îngrijorătoare. Și eu vedeam acum niște ani, când a fost ales, zic, dom'le, chiar așa sare de pe un sitcom. Da. În Palatul Prezidențial, zic, zic, uite, da, populismul, chestiile astea care... E, acum... Da, părea ridicol, sigur că da, părea o joacă... Nenatural. Da, nenatural și... Sau foarte în spiritul unei anumite decăderea standardelor. Da, 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 da. Deci de unde se vede că rețelele sociale promovează era și 5 oamenii... stele, da, 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 nu, da, da, în Italia, deci tot așa, un clown. Un... Da, da, da. Bun. Spania există, da, și la... Bine, Eric Zemmour e un formidabil eseist, polemist, erudit. E intelectual. Da, da. E un intelectual. Tot din zona are asta și el zona asta de histrionism. Da, de... Da, da. Deci era un avatar jarnic al populismului contemporan. E bine, iată, s-a dovedit că acest om este dimpotrivă salvatorul națiunilor. Da, pentru că eu nu cred că... Am cunoscut și eu miniștri de externe sau chiar președintele Ianukovici primi la Kiev și pur și simplu era un alt tip uman și totodată profesional, adică generații post-sovietice de... Arătau foarte mult ca ruși. Băieți din ăștia pe care costumul stă țeapă, în care n-au și... din tablă. Dulapul. Deci, da, cred că un alt președinte de tip sistem, nu? Ce livra sistemul ucrainean, ar fi dat-o la întors altfel Făcând puțină istorie contrafactuală, credeți că în România, dacă România ar fi fost în situația asta, am fi avut acel om politic capabil să galvanizeze... Nu mă băgați în politica internă, că am ieșit de bună voie de ea. Nu, e istorie contrafactuală, răspunsul e da sau nu și dacă vreți să elaborați. Păi,
Da. Tot ce pot să spun este că slavă Domnului că generația noastră, vorbesc așa, da, la modul inclusiv, da, nu că avem cam aceeași vârstă, cum necum, prin elita ei, a băgat România în UE și NATO. Pentru că, într-adevăr, inerțiile comunismului, balcanismul nostru de substrat, toate șmecheriile în care ne complacem, improvizația ca metodă de lucru, toate chestiile astea, fără UE și NATO, care au adus o rigoare, niște standarde, niște reguli, niște exigențe minimale. Astăzi am fi stat cu coada între picioare și eventual tremurând secundul, da? Și cu exact tremurând cu neștiind de pe zi pe ăla de la Kremlin la noi. Da, și mă rog, prin analogie am fi procedat cam cum procedează Moldova acum. Exact, da, 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 adică te uiți cu grijă și cu temere totuși. Nu, la Republica Moldova, care e obligată să navigheze... Chiar și la Ucraina, dacă vreți, pentru că marea problemă a Ucrainei a fost că n-a avut niciun aliat, în mod real. Da. Țară fără aliat. N-a sărit, de fapt, nimeni să o apere. Că și livrările astea de armament... Vă referiți la ce etapă? La inițială. Da. La etapa inițială. Deci era... lumea se uita la tot această situație... chiar cu ușoară condescendență pe ideea da, dumneavoastră. Deși... E termină ruși într-o săptămână și vedem după aia ce vedem ce mai fi. Deși da. Exista... Și la, și, domnul... și la noi am auzit analize da. Care spuneau... am mai avut graniță cu... Da. URSS-ul, da. Da. Deci, o să vedem. Și asta în ciuda memorandumului de la Budapesta din... când a fost? 92-94, nu mai știu. 94, da. Care oferea garanții, sigur, nu garanții era un de, securitate. De securitate. Nu, nu era. De securitate era un memorandum. Dar oferea, cum să spun, pomenea de niște garanții de securitate în condițiile în care Ucraina renunța la arsenalul nuclear. Da. Apropo de asta, la un moment dat, în acea fază, faza inițială, am și văzut un comentariu, nu mai știu unde, BBC, CNN, deci ceva destul de serios, care spunea, una din lecțiile războiului din Ucraina va fi că țările nu vor mai renunța la arme nucleare. Pentru că dacă Ucraina ar fi avut arma nucleară, nu ar fi avut acest conflict cu Rusia. Deci, automat, înseamnă un pas înapoi pentru ideea de dezarmare. Da, însă evident că și Rusia lui Yeltsin nu putea accepta să-și lase... adică să piardă monopolul nuclear. Da. Dacă aveau în vecinătate o putere nucleară, Rusia însemna ca încă de atunci să spună imperiul s-a terminat și să gestioneze pe fondul acestei realități și tensiuni imposibil de surmontat cu alte republici din Asia Centrală. Cum credeți că a jucat România în această situație? Asta ca analiză de politică externă. Mi se pare că a jucat ca stat NATO și UE ok, adică nu a fost ambiguă. Noi am avut o relație proastă cu ucrainienii înainte pe tema minorității românești din Bucovina de Nord și Ținutul Herței, pe care ni l-au răpit, să mai spunem o dată, prin pactul Stalin-Ribbentrop-Molotov. Da, deci pactul Ribbentrop-Molotov. Da, am avut o relație proastă și până s-au aprins analize, până s-au făcut analizele realist. Și anume, unu, Europa de Est nu va mai fi va fi mai importantă decât în trecut. Doi, iată că tamponul ucrainean față de Rusia e vital pentru tot Estul. Da. Și trei, de ce să nu ai lângă tine o democrație? Că e mai bine să ai o democrație decât... Știți că a apărut azi dimineață un sondaj, Manu, te rog frumos să-l pui tu pe ecran, care vorbește despre percepții vis-a-vis de state prietene, inamice sau competitoare. Nuanță destul de fină între inamic și competitor, dar e interesant. Bineînțeles, în rândul statelor inamice, 64% Rusia, 26% China și Serbia 9%. Urmează Olanda, culmea, și Ucraina. Deci cam asta este clasamentul. Bine, la Rusia putem să înțelegem pentru că e clar că vorbim de... Nu văd până acolo. Ce procente sunt la Rusia?
64, 2% stat prieten, 64% stat inamic, 18% stat competitor. Dar într-o forță, cred că cam tot inamic, dar fără amenințare militară. Da, da. Bineînțeles că în toată această poveste, v-am zis, apare Ungaria și o să discutăm puțin și de cazul ei, dar este interesant că 33% văd Ucraina ca un stat competitor. Serbia, Ucraina, Polonia, e foarte interesant, e foarte interesant tipul ăsta de percepție. Păi, da, dar e explicabil. Cu Polonia, că... Ucraina? Da. Unde e competiția? Unde, da. Pentru că în Visegrad Plus, în Estul extins al UE și NATO, există și o competiție regională care e determinată de factorul teritorial și demografic. Da, și pe plan economic, evident că e o luptă pentru leadership regional, nu? E o luptă democratică între state membre, aliate și așa mai departe. Deci nu... Da, da, e o concurență. În același timp, însă, e, dacă privești în viitorul mediu și vezi o Ucraina tractată de Polonia în UE, măcar, nu știu dacă și în NATO, dar în UE, 20 de ani, 10 ani, 5 ani, cât va dura procesul ăsta, e și, e și o decizie politică. Dar e limpede că se creează un soi de bloc, nu doar, până acum aveam Visegrad în Europa Centrală, dar acum apare un bloc Balticii și Ucraina plus Polonia, care pot contrabalansa, de exemplu, Germania. Demografic, nu? Da, corect. Și asta sigur că spune și ție, mai ales că noi avem și o temere, din păcate, justificată că scădem demografic, nu? Că în 2050 vom fi 15 milioane. Și atunci, când te știi vecin cu un stat de 40 de milioane, îți dai seama că rolul tău regional începe să se restrângă. Uitați-vă și la acest, la acest slide. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum este văzută România de țările occidentale, 48% mai degrabă negativ, 18% mai degrabă pozitiv. 33% nu pot aprecia. Deci dacă am duce spre 100%, ar fi undeva la 70 și aproape de 80% mai degrabă negativ. Da, și e curios pentru că 70% văd China și Rusia ca neprietene ai României, să spunem așa, și 70% nu-i văd nici pe ei. Deci sunt, 70% sunt pro-occidentali, nu? Prin deducție. Da, dacă te uiți pe slide-uri, da. E, și 70% rezultate? Convinși că Occidentul ne vede cu ochii răi. Dar depinde acum ce înseamnă. E imaginea pe care am reușit noi să o proiectăm în străinătate? Sau suntem victime. Sau suntem văzuți așa pentru că, uite, au ei ceva în ochi care le strică. Domnule ministru, ce credeți? Tratatul pe care România l-a semnat cu Ucraina a fost un tratat grăbit și stat sub semnul lui bă, asta este, n-avem încotro? Ne grăbim? Că era o grabă, nu? Aderarea la... Nu, NATO și UE ne-au cerut bune relații. Bune relații, da, vecini. Da, da, da. Cu alte cuvinte, a vrut să se asigure că nu suntem cripto-revizioniști, bune că n-avem... Deci asta sub semnul n-avem încotro, nu? Că doar nu puteai să duci la tratat să le zici, bă, avem niște probleme teritoriale. Nu. Că avem niște probleme teritoriale. Acordurile bilaterale sunt și ele fructul unei conjuncturi trecătoare. Da, corect. Deci, da, nu da. Putem... Da. Să le batem în cuie pe secole. Sunt niște documente juridice care, sigur, au o dimensiune constrângătoare. Istoria le mai dă peste cap. Pot evolua, pot fi completate, revizuite, denunțate, etc. Însă, ceea ce contează acum este că am ieșit din, cel puțin cu Ucraina, din inerția ideii, obsesiei că suntem înconjurați numai de state care, mă rog, ne dușmănesc, care ne vor teritoriile. Vor înțelege ucrainenii ceva din atitudinea României? Normal, vor înțelege, nu? Pentru că noi și polonezii sunt campionii
asistenței umanitare, militare. Dar nu mai vorbim de faptul că aderarea la Uniunea Europeană presupune un alt tratament acordat minorităților. Absolut. Obligatoriu. Da, ei vor intra într-un alt cadru vreun nevrând. Știți că asta... A fost și problema României. Nu, și în plus și etnici români au murit în războiul ăsta. Corect. Da. Ei vor fi, deci, primii care își vor dori relații bune cu noi vecini europeni, nu? Dacă reușesc să se rupă în sfârșit din... Adică să reziste ca națiune de sine stătătoare într-un destin occidental. Dacă acest lucru se confirmă, cum ne dorim și noi, și avem interesul să fie așa, pe termen lung, atunci și relațiile bilaterale se vor ameliora la fel de durabil și cu consecința că vei aplica standarde europene și în chestiunile minorităților. Domnule ministru, să presupunem că eu cred că putem presupune că avem modelul Afganistan, deci nu ne hazardăm foarte mult, că presupunem că la un moment dat rușii Putin, sau cine a venit după el, ar lua decizia ca armata rusă să se retragă din Ucraina, lăsând-o cu frontierele, cu teritoriul intact. În situația în care lor deja le-au plecat, se îndreaptă către 6 milioane de oameni plecați în Bejenie. Bineînțeles că cei care au plecat din teritoriile alea estice, Donbass, au plecat, n-au plecat pro-rușii, n-au plecat, au plecat ei alții. Atunci, statistica s-a modificat acolo, au devenit și mai majoritari, iertați-mi exprimarea că nu e corectă, dar au venit și mai majoritari, au devenit vorbitorii de ruși, rușii, proruși, etc., etc. Deci, ce se vor face ei, ucrainenii, statul ucrainean, cu această nouă realitate? Adică, cum să vă spun, peste Holodomor, peste nenorocirile întâmplate în perioada când ucrainienii au fost majoritari de partea naziștilor, peste, mai vine și chestia asta. Cum o vor gestiona, mai ales că vorbim de perspectivele lor de aderarea la Uniunea Europeană și eventual la NATO? Da. Adică, bun, acum cred că dintre cei 5-6 milioane de emigranți, mă rog, refugiați. Nu vor deveni și emigranți sau imigranți în alt. Vă gândiți că s-ar au întoarce? Și început să se întoarcă. Da. Apoi, există și o migrație internă spre vestul neatacatul Ucrainei. Deci, n-ar trebui să luăm ca pe niște chestii absolute aceste cifre. Nu sunt irreversibile, sunt oamenii ăștia, cum se va instaura pacea, vor căuta să-și reia viața în orașele lor, să le reconstruiască, să... Domnule ministru, mulți dintre ei se așează bine unde s-au dus, pentru că, în general, după cum bine știți, sunt oameni cu carte, oameni cu meserii, au plecat oameni din toate categoriile sociale. Că, în general, pleacă aia mai bogați, primi. Pentru că au resurse. Da, și e de așteptat ca aia bogați să adică se întoarcă. Mai bogați. Da, mai bogați, da. Își pot face plinul până la destinație. Da. Dar, nu, asta e un aspect, deci... Migrația asta, refugiații se vor și întoarce. Pe de altă parte, chiar cei care rusofoni sau chiar etnici ruși, dacă erau în Donbass, ce motive mai au să simpatizeze Rusia? Casele lor, familiile lor au fost distruse, bombardate, în primul rând. Nu s-a nu făcut mai vorbim, de mai vorbim de morți. Nu s-a pentru făcut. Că vă dați seama, noi nu știm încă cifrele, dar trebuie să fie semnificativ. Evident, sigur că da. Sigur, și orașe sigur. Care nu mai există și sigur. Deci, că... cel ca puterea vecină care se prezintă drept protectorul tău, viitorul tău mai bun. Până în alta ți-a dat bombe în cap și ți-a omorât familia. Nu cred că e omenește să... Sunteți o fire foarte optimistă și nu vă știam așa. Adică aveți mari așteptări de la specia umană și chiar nu vă știam Nu, dar mă gândesc că... Uitați-vă, domnule ministru, pe la noi. Da. Unde funcționează foarte bine. Cum să vă spun, sursa noastră nu sunt tratatele de istorie, ca să zicem, bă, stai bă, Mirel, că nu toți le citesc. Sursa noastră istorică cu privire la acești ruși sunt bunicii noștri. Da, nu cred că există bunic să nu fi povestit nepoților ce au făcut rușii pe aici, ăștia care mai citesc și nițică istorie sau măcar evenimentul istoric, văd ce au fost și în anii 50,
Și, mă rog, și jumătate din anii. De unde și opinia antirusească, da, dominant. Ultramajoritară. Păi da, eu aveam în vedere păilalți, care, în ciuda tuturor acestor informații aflate la îndemână, cum la îndemână, cea mai plăcută, aia, familia, cea mai de încredere. E nu. Relația 2%. Nu sunt... Mă, Dane, crezi tu că-s numai 2%? Nu, numai înseamnă că-s bine organizați pe Facebook. Nu, acolo sunt și conservatori ortodoxiști antioccidentali. E un segment de 10-12%, nu mai mare. Care sunt... au înghițit toată propaganda asta. Doamne, Occidentul e reductibil la agenda progresismului radical. Nu mai există altceva acolo. De exemplu, nu mai există creștini în Occident. Te duci totuși în orice țară occidentală și vezi că există biserici, comunități. E luna la liturghie, duminica. Cler, sigur că da. Bine, ierarhie da. Catolică da. Și așa da, mai da, departe. Da, da, da. Și că sunt și foarte prietenoși cu diaspora noastră ortodoxă din țările respective. Pentru aceștia care au caricaturizat și au redus propagandistic Occidentul la 2-3 trăsături, care nu spun că nu există, dar nu sunt absolut definitori. Nu. Pentru tipul ăsta de om care se hrănește cu acest tip de informație, sigur că propaganda rusă prinde ușor rădăcini. Domnule ministru, vă mărturisesc că și pe mine mă scoate din minți toată ofensiva asta cretinoidă neomarxistă. Excesele ideologiei legate de corectitudinea politică și de riscul unei gândiri unice și a cenzurii, sigur, autocenzurii, cu siguranță, astea sunt în orice democrație puse în evidență de toți... Deci noi n-am experimentat-o în ultimii 2 ani și cu pandemia și cu războiul? Fără să-i mai spunem neomarxism. N-aș face amalgamul ăsta. Pandemia e una, războiul e alta. Și în război ne-am confruntat cu două tipuri de propagandă. Da, propaganda ucraniană și propaganda rusească. Propaganda... N-a mai existat informare. Nu există putere care să n-aibă o formă de propagandă. Mai ales în cazul pentru unui război. Că vrea să se propage. Da. Deci nu asta e să convingă. În discuție. Și vrea să cucerească, într-adevăr, măcar mintea oamenilor, dacă nu... Dar ce să le spui? Mi-a spus un om, contrazis fără să mă înjure, ceea ce e raritate mare. Și spunea, dom'le, eu nu vreau ca copilul meu să fie educat așa cum propune raportul Matici, de la 0 la 4 ani să îi se predea masturbarea. Dom'le, eu aș vrea să mă duc copilul meu în Rusia, să nu îi se predea așa ceva. Dom'le, ce să-i zici? Bă, du-te în Rusia! Adică ce să-i spui? Da, bun, dar, caricaturizarea acestui... Exact. Știți ce se întâmplă? Noi suntem până în alta, până să devină, cum ne dorim, Europa Centrală și de Est, prima linie a apărării unui Occident care în sfârșit bagă în seamă cu adevărat importanța Europei Centrale și de Est, până acolo am trăit într-o periferie. Și la periferie și războiul cultural progresist conservator devine caricatural. Devine caricatural, da. Un ori de caragialești specifice. E deșartă speranța mea și naivă speranța mea ca deștepții ăștia care ne tot freacă ridichia, că nu-i băgăm pe copii în WC-uri pentru toate sexe. Și noi înțeleg ceva, să termine cu prostia reveniți asta. La o idee pe care mi-am permis să o formulez mai devreme, și anume că războiul a schimbat prioritățile de agenda. Le-a fi schimbat nu definitiv înseamnă, sau le-a amânat? Nu, o să vi se spună că acum tică e o bombă socioculturală cu ceas în Curtea Supremă Americană, pe chestia avortului, pro-choice și pro-life. O să dacă reaprindă... pot fi reglementate de fiecare stat în parte. Nu va reaprinde la cotele din perioada asaltării Capitolului, când toată America părea să o fi luat razna. Faptul că s-a votat anti-Putin, bipartizan în Senatul American, îmi arată că spune multe, actorii politici importanți se uită cu adevărat la ce e prioritar. La ce e important, da. Așa încât eu zic că și în perspectiva confruntării, probabil mai degrabă culturale și comerciale dintre Occident și China în secolul 21 și în perspectiva unei noi Rusii care are de ales, fie devine o imensă Coreea de Nord, fie devine printr-o schimbare de regim politic un partener, asta opțiunea cred că rămâne deschisă pe termen mai lung.
Dar trebuie să vedem în ce măsură rușii înșiși, ca națiune, fără îndoială importantă, și au resurse politice, au capacitatea de a cere și de a pune în operă o schimbare de regim politic. Pentru că altfel nimeni nu va avea pace în Europa pentru mai multe generații. O schimbare de regim politic în Rusia, vă gândiți? Adică o democratizare a Rusiei. O democratizare e posibil. Are de ales, are de ales între un model... Dar cine are de ales? Corea de Nord. Rușii, 140 poporul. De milioane. Păi, bineînțeles. Deci n-ar putea decât să iasă în stradă, că să alegeri iasă, n-au și să iasă în stradă. S-au agitat și când au creditat utopia bolșevică. Să iasă în stradă. Îi așteptăm, i-am aplaudat, am fi solidar cu ei dacă ar cere împreună cu noi. Au reacționat în 91, nu? Ne aducem aminte de scena cu Boris Yeltsin pe tank. Da, Boris Yeltsin era destul de corpulent și totuși a avut suplețea de a sări pe tank. Se cățăra, da. Deci să se mai cățere cineva, să vorbească poporului. Străzile, mi-aduc aminte, nu știu, străzile orașelor importante din Rusia au fost inundate de populație care și-a spus cuvântul. Da. Nu uitați că și în Moscova lui Putin și la San Petersburg până acum 7-8 ani aveai demonstrații, în general după alegeri. Da. Încă aveai și 200-300 de mii de oameni în stradă. Am văzut un interviu acum vreo 2 săptămâni cu Mihail Khodorkovsky, făcut la BBC. Da. Și una din întrebările interesante ale ziaristului către fost oligar a fost, dom'le, Putin a fost așa tot timpul sau s-a schimbat? Și Khodorkovsky a dat un răspuns foarte frumos. I-a spus, dom'le, pentru conștiința mea ar trebui să vă spun că s-a schimbat. Pentru că sunt unul din cei care l-au susținut în prima fază. De ori vă spun că așa a fost întotdeauna, numai că noi n-am vrut să-l vedem. Da, senzațional, da. El nu s-a schimbat. Da, n-am văzut, da. Păi el rămâne un KGB-ist cu... Da, ne-am pus speranțele cu programul instalat de KGB în anii 80 și care nu poate decât să urască Occidentul, libertatea, să consideră că această castă sovietică de stăpâni e indestructibilă și că are vocația de a își lua revanșa față de... E produsul unei chestii destul de ciudate, bine prinsă de clasicii ruși, această combinație de complexe de inferioritate și de superioritate, da, care e definitorie pentru... Mai avem câteva minute și aș vrea să vedem împreună, am și discutat înainte să intrăm în emisiune, Manu, pune-te rog frumos momentul cu suporterii de la Sepsi, Sfântul Gheorghe, care se întorc în spatele României. Și bătu vreo doi, recunosc. Și unde a fost asta? Păi asta a fost finala Cupei României, dar este un incident care vine să completeze... Pe ce stadion, dar? Unde? Pe stadionul Giulești. Pe Giulești, da. Pe Giulești a fost. A fost finala Cupei României între FC Voluntari și Sepsi Sfântul Gheorghe. Vine să completeze o imagine care s-a construit deja, cred că ați auzit de celălalt scandal cu Naționala României la Campionatul Mondial de Hockey, când după meci s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc, 70-80% din membrii echipei de hockey a României fiind din Harghita Covasna, deci etnici maghiari secui. Cum vi se pare această obsesie cu pericolul maghiar care văd că reapare în România, în condițiile în care, mai dăm anul și sondajul și slide-ul ăsta din sondaj, în ceea ce privește investițiile Ungariei în Transilvania, 12% văd ca fiind o problemă critică și 53% o problemă importantă. Deci vorbim de 65% din români care sunt îngrijorați de investițiile Ungariei în Transilvania. E o retorică naționalistă, nu, într-un fel parcă ne întoarcem la anii 90. Dacă vreți, e și un semn de impotență. Da, eu sunt convins că patriotismul efectiv se bazează pe sentimentul că ești puternic,
că îți poți apăra țara, identitatea și că nu ți-o amenință nimeni, nu ți-o ia de pe un stadion, cum erau acolo 5-7 inși, erau întorși cu spatele. Mă rog, 10, da. Bun, deci trebuie tot prin educație și dialog să facem și pe tineri ăștia să nu mai... Vorbim despre galerii de fotbal, adică... Poftim? Adică vorbim despre niște galerii de fotbal. Cetățeni, de o etnie sau de altă. Dar cert este că odată ce suntem în UE și NATO, chiar că reconcilierea s-a făcut, deci, și obligatorie, adică în spate, pe scena politică au apărut și colo și colo niște extremiști care au bătut tot felul de tigăi din astea. Acum să știți că nu știu ce, dar sunt ardeleni serioși, oameni serioși, oameni cu carte, oameni ponderați, care spunea prietenul și colegul nostru clujeanu, Tavi Hoandră. Și zice, bă, construiesc cu ungurii cu bani de la Budapesta o grădiniță de 2 milioane de euro. În timp ce aia de la București, miticii, cum ne zic ei, nu au nicio treabă cu... Da, acum e adevărat că... bagă bani cu ghiotura. Transilvania, având până la un punct propria istorie centrală europeană, e mai dezvoltată economic. Da. Și aici e o problemă a statului, într-adevăr, să reducă decalajele interregionale. Cumpără cu zecile de mii de hectare. Dacă nu faci autostrăzi. Autostrăzi de ce nu le faci? Atâta timp când n-ai autostradă, dacă treci dincolo de Brașov, începi să mergi pe autostradă. Da. Deci da. Dacă ai trecut dincolo de Brașov până la Arătura, ai secțiuni masive de autostradă. Cel puțin, nu știu, segmentelul ăsta Pitești, Curtea de Argeș. Începe să... Da. E organizarea de șantier acolo. Deci am văzut, totuși se lucrează. Să sperăm că mai suntem vii și când vom putea să... Sunt 30 să rulăm, să ajungem peste Carpați pe autostradă. E într-adevăr o problemă, dar știți cum e? Până la urmă, întrebarea nu-i... Și-am mai spus lucrul ăsta, nu-i de ce fac cu ungurii. Pentru că... De ce nu facem noi? Guvernul de la Budapesta investește. E dreptul lor. Da, suntem în Europeană, e dreptul lor să financeze universități, să cumpere terenuri agricole, să facă de ce nu facem noi? De ce guvernul de la București nu face acea grădiniță de 2 milioane de euro? Nu, sau de ce antreprenorii români nu investesc mai agresiv în Ungaria? Da, nici nu mai vorbesc de chestia asta, dar zic, ok, ne plângem că vin ungurii să facă o grădiniță, dar... Voia să o facem noi. Guvernul de la București ce are? Așa e. Nu știe să facă grădinițe? Da. Are nevoie de dispensă? Da, tu știi bine. E un dezinteres pe care ardelenii ne reproșează. Nu e un dezinteres. Adică, știi, păstrând niște proporții, nu e chiar cum a fost, cum priveau regățenii pe moldovenii noștri din Republica Moldova, atunci când Basarabia era parte în România Mare. Ei și acum ne reproșează. Bă, ne-ați tratat ca pe o Siberie, ca pe un batalion disciplinar unde erau... Ce au auzit și propaganda. Ce au auzit, e adevărat armata română a fost armată jandarmi români. E adevărat, da. Știu de la bunica mea, bunicul meu a fost învățător, absolvent al școlii normale, și el îmi spunea, cei care aveau mediile cele mai mici erau repartizate acolo, profesorii, învățătorii care făceau prostii, aveau alternativă, aveau de ales între a fi dați afară și a merge învățători acolo, adică bun, clișeu, dar știm foarte bine din istorie că au fost niște realități. E, păstrând niște proporții, același lucru ni-l reproșează nouă regățenilor ardeleni, și nu ardeleni de ăștia disperați, extremiști, neamuri proaste. Nu, oameni ca lumea care analizează calm. Da. Da, poate... Noi suntem români. Noi suntem români, da. Așa că... Așa când mai trece batalioane române carpați. Deci asta mi se pare să cânt o melodie despre cum trec batalioanele române carpați în condițiile în care Transilvania e de 100 de ani. Exact, da. În interiorul statului român, mi se pare al doilea semn de impotență intelectuală. Da, da, întotdeauna m-a amuzat asta cu noi suntem români la șpriț. Da. Stai mă, înțeleg, dai mă... Să-i cânte cu securiștilor la șpriț. Să-i cânte cu securiștilor la cârciumă. Vă mulțumim. Da, mai nu. Vă mulțumim. Punem vă mulțumim eu. Emisiunii noastre. Sper că am mai reușit cât de cât să mai lămurim multele întrebări care sunt în capul fiecăruia dintre noi. Vom continua și Doamne ajută ca ceea ce se întâmplă în jurul României să se termine cât mai repede. Vă mulțumim. Mulțumim. Mulțumesc.